Am vrut să atragem atenția prin acest flashmob de dans în cazul ăsta, că fără parteneri în orice domeniu nu este posibil de realizat anumite acțiuni. Vrem să arătăm că dansul unește, la fel cum și alegerile care vor avea loc pe data de 14 iunie. De asemenea, membrii Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral susțin că atunci când vine vorba de un vot dat pentru 4 ani, mai puțin contează religia, sexul sau etnia celor care ocupă fotolii în administrația locală. Acțiunea dată, desfășurată de Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, nu este singură, da? Au mai fost acțiuni de mobilizare, da, de sensibilizare a alegătorilor privind importanța participării la alegerile locale. Educația civică este un factor decisiv în general, în viața unei persoane, de a-și promova drepturile, de a alege, de a fi ales. Acțiunea este organizată de Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral pentru a încuraja oamenii să se implice în viața publică și politică. Joi, mai mulți tineri au desfășurat flashmob-uri de acest gen în orașul Bălți și Briceni, iar vineri în 4 orașe concomitent. Este vorba de Chișinău, Hâncești, Nisporeni, dar și Vulcănești.